Eu văd că în politică, mai toate partidele, se practică mazilirea celor care ți-au întins mâna. Și aș da niște exemplu. În PSD, de exemplu, Micu Tipulescu, care nu cred că era străin de mazilirea lui Năstase, Daniel Constantin, care din final de care nu cred că era străin de și a avut un aport semnificativ la mazilirea șefului său. Văd Nicușor Dan, iară, care a fost șeful USR-ului, a fost și el mazilit de cei pe care i-a adus lângă el. Și acum, cel mai recent, Grindeanu. Cine spera? Nici el. Cred că nici în cele mai fericite visuri el nu spera să ajungă prim-ministru. Uite că conducerea Dragnea și conducerea PSD-ului i-a întins o mână și după foarte puțin timp s-a auzit deja vehiculându-se că el este tras cu cheia. De cine tras cu cheia? Păi, cine putea să-l tragă cu cheia? Ponta putea să-l tragă cu cheia, pentru că el a fost imediat după ce Dragnea a ieșit președinte, a fost ales președinte al partidului, a început să posteze pe Facebook fel și fel de bazaconii. Normal că, după părerea mea, este a doua victimă Grindeanu. Prima victimă al lui Ponta a fost Daniel Constantin. Grindeanu este a doua victimă al lui Ponta. În paranteză, am spus. În prima fază, deci când tot în presă am văzut că nu ar vrea să-și dea demisia, iertați-mi expresia, am crezut că este un căcănar. Dar mai târziu am văzut că nu este, sau că este un căcănar tras cu cheia. De cine? De Ponta, de cei din opoziție care îl mai șiper, îl fac și frumos. Acum îi spun, până acum i-a spus cât e de urât și cum, ce expresie ale feței are, și acum îi spun cât e de frumos și cât e de bun și ce realizări au avut în guvern.